În luna mai, echipele societății Horticultura SA se concentrează cu prioritate pe acțiunile de cosire în parcurile și zonele pe care le are în administrare. Angajații Horticultura au fost prezenți cu tractorașele de tuns gazon în parcul Alpinet și cu motocositorile în parcul copiilor. Depunem eforturi pentru a ține sub control vegetația în această perioadă de creștere accelerată, transmit reprezentanții Horticultura. Acțiunile vor continua în zilele următoare în parcul civic, pe bulevardele Eroilor și Victor Babeș și pe străzile adiacente.